Echipa de basket masculin Steaua București a obținut vineri seară o nouă victorie în sezonul actual al Ligii Naționale. Pe teren propriu, într-o sală arhiplină, roșii albaștri au dispus de BCM UFC Argeș-Pitești cu scorul de 94-81. Condusă excelent din teren de Strahinia Iovanovi și Andrei Mandache, Steaua nu a resimțit absența antrenorului principal Cătălin Burlacu și a condus ostilitățile aproape pe tot parcursul jocului, bifând cel de-al doilea succes din acest sezon competițional. Cei mai buni marcatori pentru Steaua au fost K. Charles Clanton cu 25 de puncte și Radoslav Spasoievici cu 15 puncte. Venim după 3 înfrângeri care, zic eu, ne-au îngreunat un pic situația, dar mă bucur foarte mult să văd spiritul de luptă pe care l-am arătat atât astăzi cât și la meciul cu Craiova și mă bucur foarte mult pentru această victorie, pentru colegii mei. Cred că a fost un efort colectiv extraordinar, după cum se vede și pe tabelă. În runda următoare, a 6-a Steaua București va evolua din nou pe teren propriu în compania marii rivale Dinamo București. Meciul va avea loc în sala Mihai Viteazu din București pe 18 noiembrie de la ora 19. Am pregătit acest meci foarte atent de la începutul săptămânii. Știam ce ne așteaptă, știam problemele care le avem noi, știam absolut cam tot. Trebuia să le punem în practică, am reușit să le punem în practică, a reușit să debuteze și Robin la 16 ani, totul bine.